Doamnelor și domnilor, bună seara! Sunt Margareta Răducanu și vă invit să urmăriți emisiunea Intersecția RM. Invitații din această seară sunt domnul Veaceslav Ioniță, expert economic, doctor în economie, IDIS Viitorul. Bună seara și bine ați venit la noi! Bună seara! Serghei Mișin, jurist, doctor în drept. Bună seara, dobrý večer! Dobrý večer! Discutăm astăzi, doamnelor și domnilor, despre sondajul făcut public astăzi, organizat de CBS AXA, cu tema calitate vieții, probleme sociale. Sunt niște date care au mai făcut parte din alte sondaje organizate de alte asociații ce țin de datele problemelor sociale sau politice în Republica Moldova, dar acestea diferă foarte mult de ceea ce s-a întâmplat în aprilie, mai și iunie. De ce am hotărât astăzi să discutăm ce se întâmplă în Republica Moldova, în ce direcție mergem, care sunt politicienii care sunt în cap de listă și care sunt problemele serioase cu care se confruntă societatea noastră. Domnul Ioniță, începem cu cele sociale și economice. Marea mea mirare a fost când am deschis la prima întrebare, care a fost adresată eșantionului. Este vorba despre faptul, credeți că în țara noastră lucrurile merg într-o direcție bună sau merg într-o direcție greșită? Și în direcția greșită au răspuns oamenii că mergem 75%. Eu mi-am propus și v-am zis asta și chiar la începutul, până a început emisiunea, că în luna aprilie, la exact aceeași întrebare, oamenii au răspuns că direcția greșită în care merge Republica Moldova, 64%. Da, ne explicați lucrurile, ce se întâmplă în Republica Moldova, de facto, haideți așa, să ca oamenii să ne înțeleagă de acasă. Până la urmă, în fiecare zi, guvernul ne prezintă niște lucruri frumoase care se petrec și guvernul face niște acțiuni favorabile pentru dezvoltarea atât economiei cât și a vieții oamenilor. Dar sondajele spun altceva. Aici, care este aspectul sau momentul delicat? Sunt multe lucruri legate una cu alta, deci dacă întrebarea aceasta eu aș pune un pachet cu mai multe întrebări, care sunt tot de aici, și plus în luna aprilie a fost un sondaj, în luna mai IDIS Viitor a comandat un sondaj, la noi întrebările erau legate de percepția cetățenilor privind susținerea externă a Republicii Moldova, dar am considerat că să putem face analize mai bune, am introdus și blocul social și blocul politic, care întotdeauna sunt și blocul social și blocul politic. Noi, IDIS Viitor, la fiecare 3 luni vrem să facem sondaj pe diferite probleme stringente și de fiecare dată introducem un bloc de întrebări. În cazul dat a fost politică externă, dar socialul și economica îl introducem de fiecare dată. Lucrurile sunt mai triste dacă ne uităm. Noi am făcut așa, chiar am făcut un tabel în crucișare. Deci am vrut să vedem câte procente din oameni consideră că lucrurile la el în familia lui sunt foarte proaste și lucrurile în țară merg foarte proaste. Deci oamenii așa, eu am numit-o triunghiul disperării. Și astfel de oameni, deci oameni care totalmente văd totul negru, peste 50%, deci care vede și la el personal și în țară cu lucruri merg. Păi de la el personal și în țară sunt nu, cam nu, asociat, sunt nu? Unii care cred că în țară lucrurile merg o leacă mai bine, dar la dânsul e foarte rău. Sunt unii care spun că uite, la mine e mai bine, dar avem și partea aceasta, partea de percepție și spre... Dacă era în țară mai bine, era și, mai bine. Oamenii foarte mult sunt influențați și de media. Chiar câteodată oamenii spun, măi, eu parcă nu duc atât de rău, dar în schimb în țară e foarte rău. Și el nici nu poate foarte clar vocifera de ce e rău, ca să vă explic cât de tare influențează media asupra percepției oamenilor. Noi am făcut mai de mult un sondaj anul trecut legat de administrația publică, în ce măsură oamenii sunt mulțumiți de guvernare. Că să ajungem la întrebarea aceasta, să vedem că este la pământ încrederea în guvernare. Dar, da, exact. Noi am făcut un sondaj destul de șmecheresc, deci în ce sens? Că am întrebat oamenii părerea lor despre guvernare și este una foarte proastă, dar după aceasta am întrebat oamenii, dar voi v-ați adresat ultima vreme cu vreo problemă? Și am găsit un procent nu foarte mare de oameni care s-au adresat. Și când am întrebat pe dânșii părerea despre guvernare, cât ar fi de straniu, era aproape de 3 ori mai bună. Ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă că oamenii, deci noi atunci au venit reprezentanții de la administrația publică centrală și noi am spus, băi, oamenii, vă faceți o problemă mare de comunicare. Că imaginea care s-a creat în societate, după furtul miliardului, după criza economică, după tot ce vrem, deci imaginea este atât de negativă, plus presa care mai pedalează, nu învinuiesc presa, că asta este rolul ei. O parte mare a presei spune că lucrurile sunt foarte frumoase. Nu-s credibil în cazul dat, nu-s credibil. Vorbim despre credibilitatea presiei. Da,
dar nu vreau să întreb nici, foarte mult. Și ce vreau să spun? Că oamenii, fiind înconjurați de această formă extrem de negativ, spun că acolo nu faci nimic, nimic nu se rezolvă și ei sunt din nimic. În condiția când s-a adresat la autorități, fiindcă așteptările lor sunt atât de rele, și din uimire văd că în 30% din cazuri problema lor chiar s-a rezolvat, ca așa ne-au spus, inclusiv la cei care nu s-au rezolvat, o parte ne spune, băi, dar nu s-a atât de răi cum îi credeam noi. Deci, un lucru care este că noi suntem pe un fon extrem de negativ deja de câțiva ani de zile. Și cred acest fon creează percepția. Acest fon negativ, desigur, creează percepția. Și asta este adevărul. Că omul trăiește nu după ceea ce este, dar după ceea ce crede el și este. Și vă explic, noi economiștii spunem așa. Sunt niște teorii psihologice. Nu, e teorie economică. Așa s-a făcut miliardar George Soros. El spune că noi trăim o economie reflexivă. Și este adevărat. Acum și vă explica foarte simplu ce înseamnă lucrul acesta. Oamenii trăiesc sentimentele și sentimentele acestea au impact nemijlocit asupra vieții economice. Dacă cetățenii Republicii Moldova cred că prețul apartamente va crește, toți în zăpăceală încep să strângă bani împrumută și încep a cumpăra și prețul începe a crește, crește cererea. Dacă cetățenii spun că în țara asta e dezastru, toți pleacă și prețurile scadă, nimeni nu cumpără și prețul începe a cădea, toți așteaptă ca scadă. Deci noi trăim o economie reflexivă. Dacă omul crede că cursul valutar se duce în sus, toți începe a fugi la schimbul valutar și cursul duce în sus. Dacă oamenii toți începe a crede, deci viața este o reflexie la ceea ce credem noi. Și dacă cetățenii cred că în Republica Moldova lucrurile merg extrem de prost, lucruri nu au nicio perspectivă, că vreți, acolo este o întrebare foarte deșteaptă, care ea e preluată în principiu dintr-un studiu care o făcea ei din viitorul cândva, deoarece CBS AXA, noi comandăm foarte multe întrebări la ei, e multe întrebări care le consider bune, le preiau. Era un studiu care făceam noi confidența cetățeanului. Deci noi vreau să confidența consumatorului. Noi priveam cetățenii nu ca simplu votanți, dar îi priveam ca consumatori. Și de acolo îți dai seama dacă economia să meargă bine sau nu, în dependență de percepția lui. Dacă omul crede că în țară lucrurile vor merge rău, el începe a strânge bani și reduce consumul, nu cheltuie bani și uitați-vă, asta se întâmplă la asta noi. Se întâmplă la exact, noi consumul s-a redus. Dacă omul crede că lucrurile în țară au început să vină bani de piscotare, au fost anul 2005, 2006, 2007, el cheltuie, noi spunem, nebunie consumul iar atunci. Deci omul crede că lucrurile merg bine, totul va fi bine și el îți gestionează atitudinea lui în dependență ce crede el. Asta nu o spun eu, nu o spun nici viitorul. Studiile acestea se fac, noi am preluat studiile acestea care se fac în toată Europa și este o metodologie armonizată. Și întrebarea este foarte atentă, este acolo, cum credeți voi, la anul, cum va fi? Am văzut-o, ce înseamnă lucrul acesta? Nu-i de peste jos, un an. Și ați văzut? Jos, mai bine consideră 19%, la fel ca acum 32%. Asta e bune și mai rău 24%. Și mult mai rău sunt total 30%. Deci dacă vă uitați, cei care consideră că situația va fi mai rău, este mai mare decât cei care acum. Și acum răspunde la întrebarea care a fost recent făcută, că 30% din moldoveni se gândesc să emigreze din țară. Uitați-vă, 24%. Poate nu una la unul, dar e aceea, 30%. Vedeți, oamenii, din tot ce îl înconjoară, din experiența lui din trecut, el își creează o imagine. Și atunci imaginea lui determină comportamentul lui. Asta determină inclusiv disponibilitatea de a vota într-un fel sau altul. Și din tâi se mobilizează cei din oraș, apoi se mobilizează cei din sate, din tâi se mobilizează tineri, apoi se mobilizează bătrânii. Dacă vedeți cei mai nemulțumiți, dacă vă uitați, în primul rând, sunt bărbații, da? Cel mai tare, dacă vă uitați la cifre. În al doilea rând, sunt cei tineri, da? Dacă vă uitați, tinerii și apoi... Da, de la 18 până la 29 de ani. Ăștia sunt cei mai sus și apoi vine pe locul 2, ăștia din vârsta asta, știți, oamenii copți, deja 45-50 de ani, deoarece atunci deja viața e formată și el își dă seama că perspectiva pe viitor e foarte tristă. Deci toate aceste lucruri legate de... Eu foarte... Nu pot să spui că lucrurile sunt foarte rele în țară, dar ceea ce pot spui că contextul în care ne aflăm, incapacitatea guvernului de a rupe acest cerc de neîncredere duce la ceea ce avem noi. Că uitați-vă o întrebare care e politică, dar ea se bate în economie. Este încrederea instituțiile statului. Da. La fel este catastrofală. Catastrofală. Eu nu vreau să compar, știți, ca să nu cer, să nu creadă cineva că... Cu luna aprilie sau cu luna iunie nu vreți să compar. Invit la revolte de stradă, dar când ieșeau în România mineriadele, încrederea instituțiilor statului
statul era 30%. Deci, la noi, uitați-vă... 1,7 la noi. Da, e mai sus, o leacă, acum s-a ridicat. Deci, e destul de slab, cel mai jos s-a dus încrederea instituțiilor statului la 5%. Ca să știți ce vorbim noi, noi vorbim despre ceea că toată societatea pur și simplu dezaprobă tot ce înseamnă guvernarea. Acum s-a întâmplat un lucru. Dacă vă uitați atent în ultimele câteva luni de zile, nu putem spune că o crește, dacă te uiți că s-a ridicat în coridorul 15-20%, îți pare o minune, da? Cu toate că este cel mai mic indicator, dacă ne uităm atent, din 20 de ani de măsurare, noi aici avem o ușoară îmbunătățire, dar e cel mai slab de ultimii 17 ani. Domnul Ioniță, mă iertați, dar aici nu pot să nu fac o paralelă cu prezentarea de astăzi care a avut loc în Parlament, în plenul Parlamentului, a Ministrului Finanțelor, care nu a fost atât de frumoasă sau de benefică pentru un ministru și ministrul a primit niște întrebări la care nu a obținut deputații răspunsul cuvenit. Și nu s-a... Chiar aici vreau să vă întreb, de ce, din ce cauză, din banii pe care Republica Moldova i-avea prin diverse granturi și nu s-au valorificat o sumă enormă de bani, 800 și ceva de milioane de euro. Ce se întâmplă? 800 și ceva de milioane de lei, asta a spus-o domnul ministru, dar dacă ne uităm, anul trecut eu planificat bugetul la 3,8 miliarde de lei, granturi, și s-a colectat 1,4, mai puțin de 1,4, dar o tungem în sus. Și când scazi 3,8 milioane cât ai planificat tu să introduci în bugetul de stat și realizezi 1,4, eu când am învățat în clasa 1 matematică, mi-a ieșit 2,4 miliarde. După asta s-a făcut rectificare bugetului, văzut că nu poate executa. Sunt două motive. Primul motiv de ce asta nu e posibil, în primul rând a fost un plan nerealist. Bugetul când a fost aprobat, atunci a dădus... Prea târziu. Dar și nerealist. Adică au disenat cifrele. Când au aprobat bugetul, ca să venim aici, nu știu care a fost ideea. Eu n-am considerat Ministerul Finanțelor în general este instituție conservativă. El mai bine aprobă, mai puțin și după asta adaugă. În 2016 a fost un an excepțional, în sensul negativ, de excepții, s-a mers pe o altă paradigmă, eu n-am înțeles gluma aceasta și atunci am comentat la un post de televiziune că în opinia mea, dacă guvernul va reuși să acumuleze 50% din împrumuturile externe, asta granturile plus creditele, atunci asta va fi o performanță mare și ei au acumulat 53%, dintre care 65% la împrumuturi, aici au stat mai bine, la granturi doar 30% au acumulat. Deci bugetul din start era unul care avea șansă zero ca să fie executat. Uh-huh. Deci asta a fost... Asta a fost o planificare greșită. De ce au mărs pe această idee? Nu înțeleg. Nu s-a executat nici la impozite. Nu s-a executat la nimic. Și avem o problemă aici, că știți, guvernul trebuie să cheltuie banii conform legii. Da. Și legea nu s-a executat și atunci e întrebarea, dar tu în bază la cine ai alocat anumiți bani? Ei măcar post-factum să vină în Parlament să-și legifereze în acțiunile lor, dar nu se face. Deja de vreo 3 ani de zile, guvernul nu execută legea, lucrează, să nu spune ilegal, dar în afara cadrului legal, fără a avea aprobarea Parlamentului. Și asta se întâmplă deja de mai mulți ani. Și aici întrebarea mea către un jurist care este competent în... De ce nu se trag la răspundere în așa situație oamenii responsabili de lucrul acesta, dacă nu se execută legea? Ну, вы знаете, в нашей стране вообще трудно спросить, почему не отвечают. Да? Насколько я помню, за все года, сколько мы независимы, ни один министр, ни один чиновник правительства не отвечал за действия. Вот это беда нашей страны. Как многие говорили, что у нас плохие законы. Да? И политологи, и люди говорят, вот у нас плохие законы. У нас неплохие законы, и это подтверждают все. То есть это и юристы наши Молдовы, и Венецианская комиссия выносила кучу своих положительных заключений на различные законопроекты и законы, которые есть сегодня в Республике Молдова, в том числе и на Конституцию. Вопрос у нас в другом. У нас нет хорошего исполнения закона. У нас нет ответственности за то, что ты его не исполняешь. Не призывают никого к ответственности. Даже элементарно то, что партия социалистов уже несколько раз пытается выдвинуть различным министрам... Не мораторию, а недоверие. Одному министру, второму, третьему. Они конкретно приводят доводы, аргументы. И что в ответ происходит? А в ответ происходит, причем показано, что, вот как господин Ниниса сказал, неисполнение закона. Это самое грубое нарушение, которое может быть.
Что происходит? Большинство просто голосует, что нет, он работает хорошо, мы его оставляем. Он не несет ответственность. То есть министр любой, который прошел одно недоверие, второе, третье, знает, что за его спиной находится... Стоит какая-то партия. Не то, что партия, а большинство, и он останется на месте. Конечно, он волен. Вы знаете, человеку дать дозволенность, и он будет делать все, что угодно. Если он будет чувствовать, что он не будет наказан, что его все действия... Неважно, есть закон, нет закон, я сделаю, а потом разберемся. Это нельзя. Мы уходим из правового поля, мы уходим из правового государства. Соответственно, мы сами с собой порождаем правовой нигилизм. Почему есть недоверие людей к государственным органам? Потому что нету... Нет, потому что эти органы в первую очередь должны соблюдать закон. Они должны показывать гражданам, что мы его соблюдаем, соответственно, и вы должны соблюдать. А у нас что происходит? Граждане видят, да, как многие приводят. Украл курицу, тебя посадили. Украл миллиард, и все гуляют. На 7 лет. И все гуляют, и да. Никто никого не... И никто не виноват. Извините, да. Разве можно так попирать закон? Domnule Ioniță, va fi capabilă Republica Moldova viitor apropiat sau măcar să existe fără resursele externe? Pentru că în 2017 resursele externe reprezintă mai mult de 10 miliarde de lei, adică 30% din buget. 10 miliarde de lei, dintre care dacă vor executa, trebuie să repet aceeași prognoză de an trecut, dacă se va realiza jumătate din ea, eu voi considera că este o realizare extrem de mare. Deci, noi în perspectiva următorilor 10-15 ani, fără finanțare externă nu putem supraviețui. Deci asta e sigur, da? Da, sigur, chiar și mai mulți ani, dar 10-15 ani cu certitudine. Asta n-ar fi ceva rău. Nu este ceva rău și explic din ce cauză. Dar de ce că lumea zice că asta ne punem pirostrii într-o măsură oarecare? Depinde. Nu. Depinde. Sunt două. Să vorbim mai întâi de granturi. Dar noi în 2 ani de zile, 2016-2017, ratăm un potențial de 4 miliarde de lei granturi. Deci noi am avea... exista posibilitatea teoretică să acumulăm 4 miliarde, să primim de la donatori 4 miliarde și nu vom primi absolut nimic. Vă dați seama, banii aceștia sunt de 3 ori mai mult decât tot fondul nostru rutier. De ce este nevoie ca Republica Moldova să fie sprijinită și de ce Republica Moldova este sprijinită? În 94, când 10 țări din Europa, din sud-estul Europei, s-au pus perspectiva ca să adere la Uniunea Europeană, era nevoie de rezolvat două probleme fundamentale. Prima problemă, infrastructura fizică, și doi este instituțiile statului, care erau foarte slabe. Și atunci Uniunea Europeană a spus, dacă ei au perspectiva în 10 ani de zile să ajungă în Uniunea Europeană, noi avem de rezolvat aceste două probleme și banii care au ei nu sunt de ajuns, deoarece 10 de ani de zile nu s-a investit suficient și ei, dacă ar fi normal, vă imaginați, dumneavoastră aveți o casă unde tătă este bine și nu este greu să ții curățenia, dar imaginați că este o casă distrusă, deci nu ai de unde cu banii tăi să faci acest lucru. Și de atâta Uniunea Europeană a calculat pentru țările, cele care au nevoie să-i sprijine la nivel de 6% din produs intern brut, ca să aducă infrastructura lor la minimul standardelor europene. În Republica Moldova situația din nefericire este cu mult mai degradată, 6% din produs intern brut ajunge. 6% din produs intern brut, asta înseamnă granturi în valoare de, la ziua de astăzi, înseamnă granturi în valoare de 8 miliarde de lei. Deci asta 8 miliarde de lei trebuie să bagi, dar asta în condiția dacă la noi ar fi infrastructura cum era în sud-est Europa, la noi este cu mult mai degradată, deci suma trebuie să fie de la 8 de ridicat ce obțin la 12 miliarde de lei, deci trebuie să investești anual măcar 12 miliarde de lei sub formă de granturi în infrastructura Republicii Moldova ca să rezolvi problema. Apă canalizare în secolul 21 cu WC-uri în curte, credeți-mi pe mine, asta nu este... Asta nu e. Dumneavoastră știți că știți că cetățenii Republicii Moldova nu au acces la apă. Pur și simplu nu au acces la apă normală. Cât ar fi între două râuri, noi nu avem acces la apă. Nu mai vorbesc de agricultură, că nu are acces. Drumurile, nu mai vorbesc. Noi anual, transportatorii noștri, cheltuie pe repararea mașinilor. Și benzină în plus, mai mult de 1 miliard de lei numai din cauza drumurilor. Numai drumurile distrug mașinile noastre. De mult noi făcut în calcul era vreo 600 de milioane, acum cred că eu am spus 1 miliard de lei, ținând cont de calculul în trecut, dar cred că 1,5 miliarde numai din cauza drumurilor. Deci noi, ne dând banii la drumuri, dăm pentru pastile mierve, le cuim. Vreau să vă spun că cel mai multe decesuri pe drum este din cauza calității. Nu, și din cauza sărăciei. Numai existența benzei,
bandă de care separă drumul pe drumul în afara orașului. Deci dacă există linia albă în mijlocul drumului, scade deja numărul de accidente practic de vreo 2-3 ori. Numai banda albă. Vorbeam eu de calitate, deci, pentru că da, calitatea ar implica și aceeași bandă albă fără, și pe stânga, exact, și pe dreapta și pe dacă mijloc. Dacă mai fi drumul dispărțit, că noi de aici avem numai două drumuri, în general, practic accidentele se reduc la zero. Deci asta nu spun eu, asta spune Asociația Transportatorilor Internaționale, nu am avut posibilitatea să merg. Deci vedeți, la noi tot este distrus, de aceea noi avem nevoie de sprijin. Unu, noi nu suntem credibili, din nefericire, nu acum, dar în toți 25 de ani. Vă dau exemplu 2006, când Statele Unite pentru prima dată a vrut să ofere Republicii Moldova grant. Nu l-a oferit din simplu motiv, considera că gradul de corupție este atât de mare că nu poate oferi. Și au venit, au încercat să lucreze. Statele Unite au oferit Republicii Moldova peste $1 miliard granturi, dar vreau să spun un lucru. Nici odată nu l-a dat la guvern. Nici la un guvern. Ei atât de tare consideră pe toți, să o spună ei, să nu spun eu, că ei au zis, nu băieți, ne arătați drumul. Și noi îl reparăm și de aceea apar acestea. Împreună decidem că noi credem că și aici e corupție, că îți vei face drumul spre satul vostru, spre asta. Păi da, domnuliță, așa trebuie să fac și Uniunea Europeană, dar să nu lase ca banii aceștia să se strecoară printre degete și să plece aici, unde aici nu trebuie. Aici banii din Uniunea Europeană îți deosebesc enorm din banii Statelor Unite. Dacă banii Statelor Unite îi gestionează ei, Uniunea Europeană, nu numai că ne dă un nou, dar mai încă ceva. Sunt bani care vin la, care gestionează guvernul nostru, sunt de două feluri. Bani care guvernul nostru îi acceptă, dar nu chiar place și care le place. Primii bani sunt bani pentru proiecte. Deci tu te înțelegi cu Uniunea Europeană, de pildă reforma justiției. Faci reformă, îți dă bani. Nu faci reformă, nu îți dă bani. Dar cum o face? Interesează pe ei? Da, desigur. Și de asta nu ne-o dat banii. Aha. Nu ne-o dat. Aici stăm bine. În sens că europenii stau bine. Dar a doilea parte de bani care nu știu plași, care sună frumos, stabilitate macroeconomică, ăștia sunt asta bani... Asta cei ce ne-au dat, da? Nu, da. Dar aici e prima dată se întâmplă șmecherii. Nu șmecherii, un lucru foarte bun din partea europenilor. Nu șmecherii. Ia să ne spuneți care da. Este. Deci a doilea parte a banilor este că vin în bugetul de stat și tu cheltui pentru ce trebuie. Deci nu pentru proiecte, nu pentru. Și până acum banii aceștia vin necondiționat. Noi primeam în bugetul de stat, am primit 700 de milioane de lei și 800 de milioane de lei pe an. La Uniunea Europeană nimeni nu știa și cheltuiem și vrem noi. Și acum cetățenii europeni spun, băi, ce faceți voi acolo? Voi le dați bani ca ei să-i furi? Voi le dați pe ușa din față și îi fură pe ușa din spate pe cu garanția de guvern? Eu vreau să vă spun, domnule Ioniț, că așa suedezii când vin la noi asta și întreabă. Noi dăm bani fiecare dintre noi câte un procent cât fiecare cetățean din Suedia plătește pentru ca să fie trans banii aceștia. Și zice, dar noi nu vedem nimic aici. Păi voi dați, ei spun, noi vă dăm bani și voi scoateți pe față. Și acum Uniunea Europeană, prima dată, și eu consider că asta este un lucru extrem de bun pentru noi, ca să-i aduci clasa politică, au pus condiționalități la oferirea banilor. Și eu spuneam la toți, măi băieți, uitați-vă cel mai bine la amendamente. Și cum era rezoluția Uniunii Europene, este una. Dar amendament, acolo era un amendament. Asta ce înseamnă? Eu stau până la 12 de noapte înainte de rezoluție și fiecare punct. Deci, n-a fost în istoria Uniunii Europene, n-a fost niciodată așa condiționalități. La nimeni, eu țări, măi, Africa, cine vreți. Păi, dar asta este o rușine pentru că Republica rușine, noastră. Deci este o excepție. Deci nu că e o rușine, e o excepție. Deci n-a fost niciodată așa ceva. Au stat până la 12 noapte și au spus în felul următor. Guvernul Republicii Moldova trebuie să raporteze tot ce fac ei. Deci asta știți cum era înainte cei care făceau prezent și ei trebuiau în fiecare să-ți ducă la polițist, da, în registrare. Îmi pare rău că o spun, dar asta este. 1. Comisia Europeană este obligată să monitorizeze. Iau instrumente de monitorizare, credeți-mă, pot monitoriza. Și 2. Comisia Europeană este obligată în orice moment când nu se realizează unul din punctele convenite să stopeze sau să anuleze finanțarea. Deci asta 100 de milioane votate. Atât de tare trebuie să responsabilizeze pe noștri că ăștia sunt cei mai scumpi bani posibil vreodată. Și să fie capabil în guvernul, gospodine Mișu. Eu vreau foarte mult. Как вы думаете, как юрист, сможет наше правительство все вот эти вот кондиционеры с ли экзекутить? Вы знаете, очень сложно сказать, сможет ли наше правительство действительно выполнить все условия, которые поставил Европейский Союз и Европейский парламент. Особенно по этим 100 миллионам. Ну, мы с вами видим, да, как правильно господин Иница говорил, как распределялись раньше средства и куда они девались. И все приезжали, не понимали, где они и что с ними. И на сегодняшний момент вот правительство начало свою реформу.
Да, она уже вот в первом чтении приняли закон о правительстве, где сокращается количество министерств, сокращается количество чиновников. То есть получается, что Евросоюз, Европарламент выделил 100 миллионов данному правительству в том составе и на ту армию госчиновников, которая есть. Сейчас она изменится. Причем даже идет речь о том, что будет меняться не просто количество министерств, а якобы создастся при правительстве целый государственный рекрутинговый центр, который будет проверять на профпригодность госчиновников. Что меня тоже очень смущает, как можно проверить, и кто будет проверять, и кто их учил этому. Да? Так вот, у нас, к сожалению, сегодня во власти, да, особенно вот то, что показывают по телевидению, и то, что весь народ и граждане видят, да, борются с коррупцией. Угу. Замминистра, министр, тот чиновник, да, начальник транспортной... Да, но они, секундочку, они из партии, вы правильно говорите, но с другой стороны, в качестве кого они были? Они были государственными чиновниками, неважно из какой ты партии. Ты занимал должность министра, ты занимал должность заместителя министра. Это государственная должность. И вы прекрасно знаете, что любой министр должен написать и выйти из партии. Он не может быть партийным деятелем. То есть он уже, раз ты вот даже через партию попал на эту должность, но ты стал государственным чиновником, ты должен нести ответственность за свои действия. Я сегодня, к сожалению, в этом правительстве не вижу тех людей, которые готовы бы нести ответственность и правильно распределять эти средства. Угу. Вот это самая главная проблема. Вот я не вижу этих людей, потому что эти люди за полтора года, да, сколько они у власти, показали те результаты, которые мы видим в этом сондаже, что люди не доверяют правительству, люди считают, что они плохо живут, и люди вообще говорят, что им нужно уезжать из этой страны, и они не видят в этой стране будущего. Так как мы можем сказать, что они смогут выполнить все те условия, которые им дал сегодня Евросоюз? И еще одно правильно вы заметили. Извините, ни одной стране мира Евросоюз, выделяя средства, не ставил такие условия. Значит, уже не только граждане Республики Молдова, нет, не то, что не имеют доверия, увидели суть власти. То есть не только граждане Республики Молдова, но и европейские чиновники, да, куда мы стремимся, тоже это увидели, почему они выдвинули эти условия. Тогда у меня вопрос, если уже вы стремитесь в Европу, и вы говорите о том, что вы хотите туда попасть, и те же европейские чиновники... Se deja în 2018 vom depune cerere de aderare, cam nu înțeleg cum asta se va întâmpla, dar... Нет, ну они могут... Нет, подождите, ну поставить заявление никто не мешает, это ради бога, вопрос примут ли? Bine, dar se spune că vom fi primiți, așa, оптимист. Ну, опять, говорить, как говорят, могут многие, и да, много. Да, domnul Ioniță, spuneți-mi, aceste reforme care tot atât de, poate, ambalate, exact cum bomboanele cele în interior, nu prea gustoase, dar în exterior, ambalate în frumoase ambalaje, sunt prezentate nouă. Poate această denotă această neîncredere, pentru că nu sunt duse reformele corect până la capăt la noi în Republica Moldova. Și altă întrebare este, cât timp Uniunea Europeană va permite ca în Republica Moldova reformele să fie pseudo-mimate? Da. Uniunea Europeană, în primul rând, cetățenii Republicii Moldova sunt responsabili ce se întâmplă în țara aceasta. Dar noi nu suntem capabili să cerem responsabilitatea. Exact. Din păcate, foarte slab și atunci orice politician acționează sub presiune. Și într-o țară democrată, într-o țară civilizată, într-o țară dezvoltată europeană, presiunea este din partea societății. În țările mai altfel, să nu dăm ci, presiunea este externă. Deci guvernările, nu numai Moldova, nu se tem de cetățeni, nu se tem de nimeni, se tem numai de donatori și de cei care le dau bani. Și ei numai pe cei ascultă. Fac legi, fac tot, aprobă tot, numai din cauza presiunii externe. Uitați-vă, reformele chiar este nevoie. Uitați-vă ceea ce se întâmplă acum. Aici trebuie foarte atent. Faptul că trebuie nu înseamnă că va fi făcut bine. Da? Dar reforma medicină nu ne trebuia? Din medicină, acuși ajungem și la medicină, să spun primele două care chiar avem nevoie. Care acum s-a început, reforma administrației publice centrale. Uitați-vă ce se întâmplă. La noi aparatul birocrat, subdiviziunile guvernului în teritoriu, iau diferite subdiviziuni, inclusiv organele de conducere, înainte erau, când erau județe, erau 10, acum 30 ceva. Deci subdiviziunile guvernului în teritoriu, numărul de funcționari a crescut de la 15.000 la 25.000.
Asta ne costă sute de milioane de lei anual. Și atunci Uniunea Europeană spune, băi, pentru ce vă cereți bani? Dacă în condiția când aveți un aparat înflat, care lucrează pe dos, distruge business, nu permite dezvoltarea economiei țării și pe dânsul vă plătiți de banii care noi vei dăm. Și ei 800 de milioane de lei care ne dăm, exact e suma că țineți aparatul ăsta înflat, care omoară toată economia și toată țara, dar poate face reforme. Dar cum să se întâmple ca aceste reforme să fie făcute? Și acum, dacă va fi într-adevăr, Uniunea Europeană știe ce e bine, că ei îți dau și ce ai de făcut, dar ți-a dă și asistență. Dacă, din câte cunosc eu, cel puțin domnul prim-ministru Pavel Filip, la capitolul reformei în spații publice centrale, știu că este asistat. Dacă vor asculta, dacă va fi politică, politic convenabil, dacă vor asculta, trebuie să fie bine. Deci, aceasta trebuie de făcut, că ați înțeles, un aparat umflat, noi avem, suntem unica dar țară. Noi suntem unici în lume, unde la 600.000 de lucrători în toată economia, inclusiv bugetare, avem 60.000 de birocrați. Deci la fiecare nou lucrător ai un bugetar, ai un birocrat. Dacă scoatem bugetare, ai vreo 400 și ceva de mii de lucrători și spunești că la fiecare 6 lucrători ai un birocrat care șede pe capul lui. Deci nu așa am... poate și corupția se va diminua, da, pentru că... Păi când au spus, noi am avut o întâlnire zilele acestea pe corupție și de-am fiindcă mi-ați dat mingea la fileu, am avut pe întâlnire pe corupție și mi-a plăcut cineva de la guvern, a spus că ei reduc număr de acte permisive de la 400 și ceva la 150. Spune că piața corupției se reduce. Deci ei înțeleg și ceilalți 150 care rămân tot a fi corupție, dar spune, dacă până am 400 la 1000, așa se calculează, o să iei mai puțin. Mai puțin, da. N-au ce face, ieși din realitate. Dar continuă, asta este prima reformă. Doilea, tot e foarte importantă, a spus Uniunea Europeană, depolitizați actul guvernării. Ce înseamnă lucrul acesta? Noi acum am avut, iarăși mă întorc la corupție, să vedeți ce înseamnă lucrul acesta de politizare a actului guvernării. Noi am interviat pe 500 de companii și totodată am interviat și pe viu. Interviuri au fost în teritoriu și am adus câteva companii și discutam deja în detaliat. Cel mai tare ce m-a șocat a spus în felul următor. Tinerii numiți politic, printre alte ce o spun, tinerii numiți politic sunt un dezastru pentru administrație. Sunt incompetenți. Îți hapsâni și nu pot absolut nimic. Deci unii care se gândește cum scoată bani din tine și îi spun... Dar ei sunt mulți, domnule. Păi da, și îi spune, dacă înainte, ce spun oamenii de afaceri? Spune că dacă înainte eu mă duceam și dădeam $100 și mi se rezolva problema, acum dau 300 și nu ne se rezolvă nimic. Pentru că el știe care e în spate. Și atunci, deci, oamenii ăștia, numiți clientela, numiți politic, care nu au nici o pregătire, nu au nimic, îi spune, o, ăștia mai în vârstă, îți mai... Cumpătați, mai calculați, frică. Știu limitele, știu ce trebuie să fac. Ăștia spune că asta e catastrofă. Și asta nu din cauza tinerilor, că tineri în general trebuie să aducă bine în administrația, dar din cauza că numiți politic. Și atunci Uniunea Europeană spune, băi, depolitizați administrația publică. Cum se întâmplă că cineva câștigă alegerile și deodată tăți cu nepoții, verișorii, neamurile, finii lui, nu, devin deodată genii și până mu el nu era bun de director și hop, el e bun de director la un întreprinderi de stat. Și toate acestea trebuie discuți de sub actul administrației publice, trebuie depolitizat și o discuți. Și atunci europenii spun, voi aveți întreprinderi de stat și municipal de 40 de miliarde de lei. Chiar și în Rusia, unde sfură întreprinderi, sfură, nu ca mai ceva ca Europa, întreprinderi de stat îți generează 7% profit. 40 de miliarde mulțit la 7, ai de bine, de rău, 2,8 miliarde lei. Unde-s banii? Nu e nimic în bugetul de stat, sunt 3 întreprinderi de stat care plătesc în fiecare an în bugetul de stat 100 și ceva de milioane și ne mânjesc ochii, ne bucurăm, sunt de 3-4 întreprinderi și restul gata, nimeni nimic. Dar unde-s banii? Păi și îți parazitează pe proprietate. Și asta îți spune europenii. Eu spun bine. Acum guvernul spune că vom face. Vreau și să primească. Deci, asta ideea nu, este nu logică. În ce an o să reușească. Și de, trecem... am vrut să vă întreb și despre reforma medicină. Ea este la fel sub aceeași formulă? Reforma medicină. Deci, în general... două cuvinte. Trebuie de făcut, dar în ce sens? Fiecare om trebuie să fie asigurat și fiecare om trebuie să-și poată alege spitalul. Acum s-a început. Oamenii la noi parcă se obagi. Fiecare era legat de un anumit spital. Deci trebuie de făcut reforma și atunci când ai să faci, fiecare om se duce la spitalul univers și mai departe, atunci va apărea clar, va fi concurență și atunci va apărea clar de câte spitale avem nevoie. Asta nu este treaba guvernului, asta este fiecare spital, fie de stat, fie privat, trebuie să fie în piață liberă și ne lucrează bine să iei
clienți în sens cu oameni, și eu dacă vreau mă duc la spital privat. Și atunci nu m-aș mira dacă vreo 5 ani de zile de spitalese de stat ori dispărea odată și se dispară odată și să lucreze cei care pot lucra. Iar cu o casă de asigurări medicale trebuie să plătească asigurarea unde omul decide să duc să lecuiască. Și dacă eu vreau să mă duc la un spital privat, casa acolo plătește. Să dă domnul să dezvolte atâtea de câte au nevoie oamenii. Deci, ca să întreb și pe domnul Mișină, ceea ce se întâmplă la noi acum, pur și simplu a ajuns cuțitul la os și situația din spitalele de stat este dezastruoasă și asta este motivul guvernării care recurge la o schimbare atât de radicală. Pentru că oamenii în societate nu este o mulțumire așa evidentă asupra acestei reforme. Ну, вы знаете, я вам скажу так. То, что они собираются сократить больницы и госпиталя, это вообще непонятная реформа. Они это прикрываются опять. У правительства сегодня не хватает в бюджете финансов. И мы это все прекрасно понимаем. Сегодня констатируется факт о том, что бюджет пополняется не за счет местных предпринимателей, бизнесменов, импорта, экспорта, только за счет внешней помощи. И это, кстати, для нас очень плохо, потому что мы помним года, и вот господин Иница не зря напомнил года 2006-2007, где, в принципе, бюджет страны пополнялся за счет бизнесменов и за счет предпринимателей Республики Молдова. И предприятий Республики Молдова, которые работали, которые имели рабочие места, люди получали заработные платы. Сегодня правительство экономит как может, да? Мы видим повышение штрафов, да, единицы. И несмотря на то, что приводят пример, что не нужно повышать, да, вот Гагаузири обратилась же к правительству, что снизьте порог штрафов. На что правительство ответило? Вы понимаете, тогда была одна экономическая ситуация, сейчас другая. Мы бюджет не пополняем, поэтому и должны штрафы поднять. Это официальный ответ нашего правительства. За счет этого. Сейчас проводится реформа правительства. Да, она правильная. Действительно, сильно много бюрократов. Но при этом нужно подходить избирательно. Если вы режете бюрократов, да, которые сидят в территориях, где у вас выросло на 10 тысяч государственных чиновников, людей, которые, и люди не понимают, куда им идти, с какой бумагой. Сегодня это так. Но они решили и медицину срезать. Давайте мы сократим медперсонал, давайте мы сократим врачей. Пусть идут ищут себе работу, где попало. А вы знаете, в медицине у нас не самые большие заработные платы сегодня. И не так много у нас частных медицинских центров, куда медперсонал может пойти устроиться. Și nu cred că o să apară, cum ziceți, domnul Ioniță, o să apară peste noapte așa de multe spitale private. Nu, eu n-am, când am spus lucrurile acestea, uitați-vă ce se întâmplă. Din cauza că la noi a fost întreținute în mod artificial, au fost într-o favoare spitale de stat, ele erau ținute și toți oamenii erau duși cu desfânt la acele spitale. Da, dar spitalele private pun niște prețuri exorbitante. Nu, eu nu vorbesc de plată, eu vorbesc de faptul. De faptul, eu am înțeles. Eu mă duc cu polița. Deci eu de plată... Oricum, dar fenomenul o să se producă, o să mulțească spitalele private, din motivul că... Da, dacă ăștia nu pot lucra. Da, și domnul... Eu nu vorbesc de... Am înțeles, de servicii, vorbesc de ca cei oameni asigurați să vă duce la spitalul eu privat. Eu am în prezent poliță. Dar credeți că Medparcul sau cineva, bine, nu dăm nume acum, o să... Pe bugetul trebuie, statul trebuie să oblige deja, deja s-a pornit. Eu, fiindcă fost deputat, am dreptul să mă duc la policlinica Parlamentului, am dreptul. Pe mine mă sună deja vreo 3 spitale și mă roagă să duc polița la dâșii. Că eu sunt cel mai bun client, din ce cauză? Că eu nu mă duc niciodată, nu-mi place să mă rog la spital, în schimb lor le vine pe fiecare, primește anumite sume de bani. Eu nu vorbesc de faptul că mă duc cu bani, eu vorbesc de faptul că eu ca cetățean, Veciclav Ioniță sau cine este, eu iau polița și mă duc la spital. Dacă s-o purta cu mine urât, îi spun, pa, la anul mă duc la alt spital. Și acum, eu chiar dacă am dreptul să fiu la policlinica Parlamentului, eu pot să-mi decid, nu-mi place, deci, scuză, ce sunt oameni buni, îmi place acolo, dar poți să duci unde vrei, te duci la un spital privat, la altul, eu nu zic privat, să te duci la spital de stat, că atunci când va fi concurența adevărată, atunci cei de la stat vor ști că omul, dacă ceva, fuge de la dânsul și a să începe a lucra bine. Deci, doar un exemplu, când la noi s-a deschis piața Avia,
Și companiile private au început să vină, compania de stat a început foarte frumos, din cauza că a fost în concurență. Când s-a deschis când s-a deschis telefonia, când s-a deschis telefonia mobilă, întreprinderea de stat a fost nevoită să înceapă a lucra mai bine, să stai și telefonie, să sune, mai au și păcate lor, dar nu sunt cei care erau 20 de ani în urmă, deși că ei concurează cu companiile private. Și lucrează frumos, lucrează. Să sperăm că fenomenul generat de această reformă... Dacă avea chiar am dat o leacă, așa că sunt oameni au neplăcere. Domnul Mișin, gândul să vă terminați. Deci, așteptăm ca această reformă în minister să fie făcută așa cum trebuie și tot ce se întâmplă la alte domenii să nu se repete. Вы знаете, реформу, которую они задумали на сегодняшний момент, действительно давно уже нужна Республике Молдова. И на все говорят, как внутренние эксперты, так и внешние, что такое количество государственных чиновников и такое количество министерств, агентств, проверяющих органов для этой страны, для нашей территории, для этого количества жителей много. Это факт. И причем этот факт говорится уже лет 15-20. Dar în funcțiile noi venite să nu fie iarăși pusă ștampila politică, în funcțiile păi, вот, noi вот venite. Вот это самое главное. Я вам скажу, что... Pentru că la Republica Moldova asta e cel мой... Я вам скажу, что ту реформу, которую задумали, она правильна. Вопрос, как ее исполнят. Вот то же самое, как с законом. Закон хороший, а вот как его исполняют, это второй вопрос. Вот как ее исполнят, как ее доведут до конца, вот это важно. Чтобы действительно стали во главе профессионалы. Неважно, кто, какой ты партии, или ты беспартийный. Если ты профессионал своего дела, ты должен быть на этом месте, ты должен исполнять. И самое главное, что тот профессионал, который приходит на место, он не должен думать, как бы мне откуда взять и как бы мне где заработать. Угу. Он должен в первую очередь исполнять функции, которые на него возложены. И вот государство, вот самое больное место у нас сегодня у госчиновников. Почему, в принципе, существует коррупция? Государство не может обеспечить наш государственный аппарат достойной заработной платой. И отсюда и порождается, конечно, как государственный чиновник. Да, вот какая зарплата у министра сегодня? В районе 8 тысяч лей? 7 тысяч лей. Да? Скажите, пожалуйста, он может прожить на эту сумму? Конечно, нет. И, естественно... Как адекватный министр, да, который имеет зарубежные поездки и так далее. Само собой, что... Нет, я имею в виду, что вот на заработную плату. Ну, да? Нельзя, но все равно, когда он идет где-то, ему дают это деньги, понятно, но все равно он должен иметь не образ жизни. Понимаете? Конечно. Образ жизни. То есть у него должен быть, по крайней мере, это лицо. Лицо... ты госчиновник, ты лицо министерства, ты приезжаешь на различные форумы. Вам помочь, в России посчитали несколько лет назад, что у них есть 30 тысяч людей высшего ранга, как на уровне министра, которым, если платишь меньше 10 тысяч долларов в месяц, то ты просто не имеешь государства. То есть, вот вопрос просто, число у нас, само собой, в Молдове Бine, меньше. De ce așa e diferența mare atunci dintre salariul pe care se plătește judecătorilor și nu se iau decizii ca să se plătească? Я вам объясню. Это очень, все очень просто объясняется. Потому что у нас по настоянию, опять-таки, Совета Европы началась судебная реформа. У нас началось сокращение судебных инстанций. Но, понимаете, что сделали, да? В бюджет заложили, и опять это получился дефицит бюджета. Но в бюджет заложили сумму повышения судям заработных плат, а реформу еще не начали. Но у нас получается, понимаете, в судах, да, у нас сначала судям дали хорошую заработную плату, большую, да, а потом начали реформу. То есть сделали чуть-чуть наоборот. И вот это тоже неправильно. Это что значит? И вы правильно сейчас задали вопрос, почему судьям подняли, а другим нет. Ну, суд, понимаете, тут приводить на уровне сравнивать с правительством нельзя, да? Потому что это все-таки отдельная ветвь власти. И мы должны это признавать. Судебная власть – отдельная ветвь власти. И, в принципе, она должна жить самостоятельной жизнью. Она не должна быть под влиянием парламента. Dar она я deja должна... есть sub influență, я deja есть, еще и самарит салариум. Включая даже по бюджету, я помню. Ворбите на, да, Роман. Ей ще лукрядзе. Я цин минте, кому факут я конушченську дому Александру Танасу, 2005, ами лаборатор механизм с финансату
justiția ca să fie asigurată independența. Atunci când judecătorul se duce la Ministerul Finanțelor și acela aprobă cheltuielile, și după aceasta judecătorul trebuie să aibă un dosar unde pe de o parte Ministerul Finanțelor și pe de altă parte un agent economic, și Ministerul Finanțelor spune: "A, tu să vrei la anul reparație, da? Apoi eu vreau să te văd cum ai să iei tu decizia. A, tu vrei să dai lui banii. Dar eu de unde am să iau bani să-ți dau ție salariu?" Când președintele Curții Constituționale, care ia decizii inclusiv de anularea legilor Parlamentului, vine la Parlament și tremură ca lui să se aprobe bugetul, despre ce independență vorbim? Și noi în 2005 când am elaborat acel mecanism, parțial am implementat în 2011-2012, el a fost implementat fără ca în lege, și noi am solicitat inclusiv susținerea PNUD-ului ca să fie o procedură bugetară separată, ca instanță judecătoriești să nu se ducă așa la contra cui el e decizii, să-i aprobe lui bugetul. Da, de ce decizia să iei el? Despre ce independență vorbim? Trecem la întrebările politice din acest sondaj și una care la fel este foarte uimitoare. Care este personalitatea politică în Republica Moldova în care dumneavoastră aveți cea mai mare încredere? Nu am încredere în nimeni. Oamenii au răspuns 45,6%. Deci iarăși vedem aceeași... Aici este ceva... Dar este un element foarte interesant și cu o diferență extraordinar de mare. Este vorba despre președintele țării, care, după un grafic pe care l-au făcut iarăși CBS AXA, pentru prima dată, dintre toți președinții care am avut noi acum, atât de sus s-a ridicat la încredere. A, da, el este aici, practic, da, de prin 2000 și ceva, este graficul arătat. Dar altceva vreau. Aici este un lucru foarte important care din sondajul se nu se vede când alei precedentul. Eu am luat precedentul și m-am uitat. Se întâmplă trei fenomene. Primul fenomen, numărul celor care nu au opțiune a scăzut cu 7%. Dacă în sondajul trecut 35% din oameni aveau opțiune de vot, acum e 42%. Nu, deci... Vorbiți despre nu știu. Deci cei care au opțiuni de vot, eu care votează pentru cineva, data trecută 35% știau pentru cine îți votează. Deci la noi clasa politică este atât de la pământ, că oamenii spun, băi, nu trebuie nimeni, nu cred în nimeni. Acum numărul se scurtează, din ce cauză? Oamenii se gătesc de alegeri. Deci oamenii deja încep a strânge rândurile. 7% din oameni care dat trecut au spus că nu știu cine îți votează, ei deja încep să aibă opțiuni. Încep să aleagă, da. Cum se împart opțiunile? Eu până când o numesc, se numește 3+2. Deci sunt 3 lideri clari și 2 tot, cum ar fi, cum se cheamă, divizia a doua, liderul clar. Dar nu putem să-i spunem că toți trei sunt la fel. Sigur, asta deja îți comentez. Da, domnul deci Mișel. Este domnul președintele țării, Igor lider Dodon. Clar, da, și depășește pe toți mult. Inclusiv asta vine ratingul partidului, ratingul domnului personal, plus funcția care o are, toate acestea împreună se l-au crescut. Și eu. Da, l-au crescut. Al doilea este Maia Sandu, de opoziție. A treilea a apărut domnul... Dar scăzută după alegerile președinte. Da, scăzut, evident, asta era evident. Deci întotdeauna după alegeri se întâmplă un lucru foarte interesant. Cei care au, cel care a câștigat crește, cu oamenii au aspirații, cel care a pierdut scade, dar apoi oamenii se regăsesc înapoi. Că acum ăștia 7% care deja s-au decis, o parte s-a dus la președintele țării, de mai puțin că el cât a putut a luat, o parte mai mare s-a dus la Maia Sandu, o parte s-a dus la domnul Filip, domnul Filip acum crește destul da, de 12%. Cub, comparativ că dumnealui prim-ministru ar trebui să crească mai repede, dar a crescut 17%. Mult față, a crescut mult față de data trecută și asta se vede ăștia trei lideri, deci unul doar care pentru este faptul putere, că este prim-ministru obține acest nu, procent. Și acțiune, vedeți, poți fi prim-ministru să mergi pe străchini. Dumnealui în postura de prim-ministru reflectă așteptările cetățenilor și se vede pentru că... Pentru că partidul este cu mult mai jos, Partidul Democrat din acum, care face parte. El își trage partidul după sine. Îl trage undeva, eu am calculat acolo, nu poate puțin de exagerez, dar undeva 30% deja partidul le are la domnul Filip. Deci domnul Filip, fiind în poziția lui care este, el reușește. Președintele țării, iarăși, dacă vedeți, la președintele țării sprânește și partidul și președintele sus, adică oamenii s-au regăsit practic toate cei de stânga s-au regăsit aici. Mai slab este pe dreapta, este Maia Sandu și după asta vine Andrei Năstase și Renato Isată, cum am spus, Năstase și Usată deja sunt în Liga a doua. Da, dar, și sunt practic deci, nu departe unul de altul. Prima concluzie este
oamenii încep deja să-și spună opțiunile. Deci crește numărul celor care au decizii. Deci oamenii parcă sunt ca cușa să începe și au pornit startul. Deci deja numărul celor care au decizii crește. Evident că următorul sondaj deja eu pot presupune că va crește și Maia Sandu și Pavel Filip. Cred că cel mai mult va crește Pavel Filip. Pavel Filip probabil, da, pentru că Maia Sandu exact. Poate să și coboare. Pavel Filip, în dependență de acțiunile partidului. Nu, discăzut, nu cred că acum deja nu, toți vor crește. Unii ca cei, unii vor crește mai repede. Cred că cel mai repede Pavel Filip, apoi Maia Sandu. Renato Osatăi nu va crește? El tot a început să crească. Deci acum, vă spun, are loc mobilizarea. Eu înseamnă că la oameni în aer, graficul acesta, eu văd mirosul de electorală. Deci oamenii deja începe a anticipa electorală. Da, domnul Mișin, și dumneavoastră părerea. Ce se întâmplă cu acei care erau destul de sus la cifra 4, 5, locul 5 și acum ei practic au 0,6, 0,5, 0,3. Oamenii încep să -și selecteze totuși câteva partide, să nu mai fie atâtea, 10, 11, cum erau la noi. Вы знаете, да, в любом случае люди селектируют, люди смотрят, как действуют, да? Почему падают одни и растут другие? Я вам объясню по одной простой причине. Президент вырастает в своей должности, да, конечно, он президент, но за все года, сколько мы видим, с 2005 года по сегодняшний день, это единственный президент, который выходит в народ, который общается с народом, который ездит по стране, который смотрит, что происходит, и не поднимается, и не смотрит со стороны своего кабинета и посылает своих помощников, советников, чтобы они смотрели, едет и смотрит сам, и пытается решить вопросы сам. Да, у него нет поддержки парламентского большинства, к сожалению. Но, по крайней мере, он пытается это сделать. То же самое, что и делает партия социалистов. Она сегодня пришла к тому, что становится народной партией, поэтому и растет ее рейтинг. По поводу Майи Санду, да, господин Яница прав, что она упала в связи с тем, что проигравшая, но это не только этот вопрос. Майя Санду, господин Усатый и господин Настасья падают в рейтингах, потому что они уже все сказали, и им уже нечего дальше говорить. Они все время повторяются. Они выходят на площадь, говорят, мы не хотим микс. Они выходят на площадь, говорят, долой олигархов, долой президента. Все время долой. То есть, понимаете, у них один и тот же посыл, который идет уже год. Люди устают от этого. Люди хотят видеть, хорошо, вы кричите долой, уберите их. А что взамен? Что вы предлагаете? Ведь ни одна конкретно из этих личностей, ни одна конкретно из этих партий не дает каких-то предложений, не дает какой-то выход, не показывает какой-то путь. Извините, но народ устает от постоянных митингов, от постоянных демаршей. И когда люди приходят на митинг, даже последнее, то, что они собирали, извините, три партии не смогли собрать тысячи человек, о чем мы говорим, о каком рейтинге мы можем говорить партии. Но и эти тысячи человек пришла и сказала, хорошо, мы сейчас требуем, чтобы это отменили. А если не отменят, что мы будем делать дальше? И лидеры ничего не могут сказать. Мы будем бастовать, мы будем на телевидении говорить. Ну, извините, это не подход. Господин президент что делает? Он говорит, я не промульгирую, я сделаю этот шаг, я внесу эту законодательную инициативу. И он эти шаги делает, он эти шаги показывает наяву. То есть, что это значит? Конечно, если для народа, народу что-то обещали, и да, может, эта попытка не получилась. Но не получилось не потому, что он не хотел, а потому, что его не поддержало большинство. Это второй вопрос. Но попытка делается, и он пытается где-то найти консенсус, где-то найти диалог, а где-то жестко отстаивать те паритеты и делать то, что необходимо. Поэтому и вот такой высокий рейтинг. И мы должны это признавать. Люди, понятно, сегодня готовятся. Год остался до выборов. Давайте будем честными. И понятно, что за год все политические партии, в том числе и лидеры, начинают активизировать свой электорат, начинают работать с населением. И поверьте мне, если мы с вами встретимся в октябре, совершенно другие будут данные. Și ultima întrebare care este aici în sondaj și foarte succint. Indicați, vă rog, ce sistem electoral aș dori să existe în Republica Moldova? Sistem electoral actual le convine oamenilor 38%. Sistemul electoral uninominal 18% și sistemul electoral mixt 20%. Nu știu, nu vreau să răspund, 22%. Este o așa o... Două concluzii, simplu. Da, prima, oamenii au o poziție foarte clară, deci numărul celor care nu știu este foarte mic. Dacă vă uitați la toate întrebările la CBS Axa, numărul celor indecis este mare, cu excepția de întrebării date.
Asta e unul și doi. Electorat împărțit exact în două. Jumătate spun la fel, jumătate spun schimbarea. Când spun schimbarea, am în vedere fie mix, fie asta. Cu oamenii nu se descurc foarte bine. Deci, ce înseamnă uninominalul și mix? Da, da, la și moment, atunci 50% din oameni care au o decizie spun că vreau să rămâi cum a fost, 50% spun că vreau schimbarea. Până la consensul larg, mai este, mai este mult. Da, dar aș încă a treia concluzie, în ce scuze, și fiind că s-a pedalat ultima vreme mixul, în sondajul precedent, dacă v-ați uitat, țineți minte, uninominalul era foarte sus, foarte sus și mixul era de două ori mai jos. Acum se inversează. Dacă mai mergem încă vreo două săptămâni cu mixul, eu cred că uninominalul va avea vreo 10% și mixul se ridică la 30%. Se inversează. Deci înainte era uninominalul aproape 30%, mixul era vreo 14% și dacă nu mai reușesc, și acum crește mixul, da, pentru că este discută mai mult și cade în nominal. Da, господин Мишин, я вам хочу сказать по поводу вот какой выборной системой нам жить. Нам лучше жить смешанной системой. Просто люди не могут выразить мнение, какое они хотят, людям не доносят, людям не объясняют, что это за система и как по ней жить. И в этом вся и проблема. Поэтому много, которые не определились или кто хочет остаться на старой. То есть, ну, знаете как, мы привыкли ходить по левой дорожке, мы по ней будем, правая нам это. Но если мы сегодня хотим поменять политический класс в Республике Молдова, если мы хотим, чтобы пришли новые люди, чтобы действительно начались реформы и чтобы все пошло вперед, нам нужно перейти на микс. Что такое сегодняшняя система? Партийный лидер выбирает, извините, мы на протяжении 15 лет живем по одному и тому же принципу. Мы видим тех же людей. Мы видим те только объявления. И мы видим объявления реформ, которые не доводятся до конца и не делаются. Для того, чтобы поменять класс, часть останется тех же людей, которые придут по партийным спискам, когда люди будут голосовать за эмблему, не за людей, а за эмблему. А часть все-таки людей придет других, потому что когда мы голосуем в одномандатном округе, человек никогда не будет голосовать по эмблеме. Человек будет голосовать именно за человека, которого он знает. Вот это самое главное, да, да, и которому может доверять. Еще important, мы есть ка вам не сфе информацию, корректно, что нцеляга, чин сямна... А это зависит от средств массовой информации. Да. Если они будут проводить сегодня правильную информативную справку, не на уровне ролика 30-секундного, хотим микс или хотим униноминал, а действительно создавать передачи, где будет объясняться, что это такое, в чем плюсы, в чем минусы, в каких странах есть плюсы, в каких странах минусы, и в чем это хорошо для нашего государства, да, тогда то люди будут понимать, и что делать. Да. Putem să discutăm despre mixul emisiunea întreagă. Aici punem punct pentru că timpul s-a scurs. Eu vă mulțumesc pentru prezența în studio. Vă doresc o seară frumoasă în continuare și succes în succes în activitatea dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, astăzi vreau să spun un lucru pentru care mă doare și încă o noutate pe care să o împărtășesc cu dumneavoastră. Astăzi este a doua zi neagră în calendar pentru moldoveni. 13 iunie și 6 iulie, două zile care au mutilat destine. Cele mai tragice momente din istoria Basarabiei. Atunci au fost ridicați, cum spun, ucazurile vechi, chiaburii și marii comercianți. În principiu, oameni gospodari cu valori adevărate, cu spirit patriotic. Acum putem doar presupune cât de prosperă era să fie țara noastră cu acei oameni care munceau în beneficiul dezvoltării Basarabiei. Un lucru este cert, noi nu trebuie să dăm uitării aceste orori pentru ca ele să nu se mai repete. E de datoria noastră să păstrăm vie memoria acelor timpuri. Eu nu voi uita niciodată ceea ce mi-a povestit bunica. Și dumneavoastră nu trebuie să uitați și să transmitem generațiilor următoare despre aceste zile urâte din calendarul nostru. Și încă o noutate este astăzi ultima emisiune Intersecția RM din luna iulie și de acum ieșim în vacanță. Telespectatorii fideli aștept exact peste o lună cu mici schimbări despre care vă vom informa pe parcurs. Vă promit că împreună vom decide cine are prioritate în intersecția politică și în intersecția destinelor noastre. Ne revedem!